Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumim că ne-ați primit în casa dumneavoastră, pe telefonul dumneavoastră, pe televizorul dumneavoastră. Mulțumim că sunteți alături de noi pe acest canal de YouTube. Așa cum ați cerut, în fiecare vineri, cu ajutorul lui Dumnezeu, mămița mea o să spună câte o poezie. Are foarte multe poezii și voi ați dorit să stabilim o zi și cred că ziua de vineri este cea mai potrivită zi în care să punem câte o poezie. Nu știu încă dacă să punem de dimineață sau de după amiază, voi începe de dimineață și în funcție de cum cereți, așa vom stabili și ora. Aș dori să spun o poezie care mi se potrivește foarte bine cum am fost acum 50 de ani, a doua zi de Crăciun, când am intrat pentru prima dată în Biserica Betel. Mai fusesem în multe biserici, am fost crescut acasă de o mamă credincioasă, cu dragoste, cu cuvântul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu n-are nepoți, El are fii, și atunci Domnul a hotărât și mi-a vorbit direct și am înțeles. Când am intrat pentru prima dată, nu fusesem niciodată în Biserica Betel, am fost în multe biserici, dar acolo nu. Și atunci predica fratele Emil Bulgăr și îmi vorbea mie perfect și eu mă gândeam de unde mă știi, n-aveam o stare așa, n-aveam pace, n-aveam bucurie și mă gândeam de unde mă știi, de unde mă cunoaște, nu m-a văzut niciodată, cine e acest om? Dumnezeu îmi vorbește, deși multe predici, mii de predici am auzit, dar asta a fost și a pătruns la inima mea. A fost în anul 1969, acum 50 de ani, a doua zi de Crăciun. Și aș vrea să spun, poezia nu este a mea, e a Domnului, nu am fac eu, așa. Sunt un fiu întors acasă. Nu sunt fulgul de zăpadă, nici ștejar nu sunt. Nu sunt crinul din livadă, nu sunt nici frunză în vânt. Nu sunt prinț în lumea asta, nu sunt nici cerșetor. Sunt un fiu întors acasă, recunoscător. Două brațe au stat deschise, așteptând mereu să mă întorc din pribegie iar la tatăl meu. Ochi deschiși de îndurare, zarea măsurau. Luminoși ca două stele, urma-mi căutau. Doamne, ce eram atunci? Fulg sau frunză în vânt, fără scop și fără țintă, ce-am fost pe pământ? Eram fiul tău și atunci, dar nepăsător, pribegeam străin în lume și risipitor. Tu, iubind ca un părinte, ai rămas privind, așteptând din lumea mare să mă vezi venind. Astăzi mi-aduc aminte cum m-ai luminat, când întors în pragul casei, tu m-ai sărutat. Ți-am citit în ochi iubirea sufletului tău și am spus cu ochii în lacrimi, cargat vin eu. Însă tu, iubit părinte, totul ai iertat, m-ai primit ca fiu acasă, nu un biet argat. Și de atunci, în lumea asta, nu s-o frunză în vânt, nici o umbră trecătoare, nici stejar nu sunt. Nu sunt fulgul de zăpadă, nu sunt nici cerșetor. Sunt un fiu întors acasă, recunoscător. E super. Rugăciunea în viața unui om este foarte importantă. Rugăciunea, cuvântul și postul sunt niște arme care nu-l poate dobori nimeni pe acel luptător care are aceste arme. Așa că Dumnezeu să ne binecuvânteze. Sunt Daniel Popescu și împreună cu mămița Valentina, fiecare bine, cu Dumnezeu. Vom spune câte o poezie să vă încurajăm. Domnul să fie rău.